Câteva dintre porțelanurile familiei regale de la Castelul Peleș au fost aduse la Ploiești la Muzeul de Istorie, unde timp de 2 luni vor fi prezentate publicului larg în cadrul expoziției Porțelan European din colecția Castelului Peleș. Castelul Peleș are 5.000 de astfel de obiecte de artă, colecționate de-a lungul timpului de regele Carol I, soția sa Elisabeta și ulterior de Regina Maria. Este prima dată când Muzeul Peleș are o colaborare cu Muzeul de Istorie județean. Sunt piese de secol XIX, piese și de secol XX, din diferite țări europene. Piesele pe care el și soția sa, Regina Elisabeta, le-au colecționat au fost nu numai piese de uz zilnic, servicii de masă, servicii de cafea și de ceai, dar și foarte, foarte multe piese decorative, ceasuri și așa mai departe. Piesele onorează autorii și centrele ceramice europene și orientale la modă în secolul al XIX-lea și la începutul secolului XX, ca și ateliere mai vechi. Pasionată de frumos, din care și-a făcut un adevărat crez, Regina Maria continuă tradiția de colecționari inaugurată de primul rege al României și achiziționează piese de ceramică Art Nouveau. Piesele expuse la Ploiești uimesc prin finețea detaliului, dar și a gamei variate de culori folosite de artizani. La Muzeul de Istorie au fost aduse figurine manufacturate în atelierele Meissen din Germania, dar și în atelierele Capo din Monte din Italia sau Delvaux din Paris. Pe lângă acestea există și vase, farfurii, cășcuțe de cafea, platouri pentru fructe sau farfurii.